Permiteți-mi să vă salut și să vă iau cu mine într-un road trip, pentru că astăzi este vlogul ăla de foarte mult timp așteptat, în care plecăm cu E34, îi facem softul, mergem până aproape de Miercurea Ciuc. Am înțeles că mergem la Gabor Tamaș. Nu știu ce să vă mai zic, sunt foarte entuziasmat, drumul este foarte greu pentru că suntem singuri. Am vrut să fac și chestia asta singur ca să mă implic 100% în proiectul ăsta. Și vreau să vă zic că mi-este un pic greu, nu merg. Mi-e super ok încadrat, nu am niciun fel de problemă, că mi-este foarte greu cu datul cu spatele. Recunosc, zici că sunt femeie la volan, mă, deci când a trebuit să fac o parcare ceva, zici că am fost mama. Hai să nu mai lungim povestea și hai să dăm direct din tripul ăsta mișto, pentru că o să fim doar noi astăzi. Gata, guys, plecăm. Am ancorat-o mult mai bine ca la trecut, pentru că mi-am cum am pus astea. Am mai pus acolo apă de sub, am făcut schimbul de ulei, fulie, tot, furea la apă, tot e nou. Și ne auzim de pe drum. Ziua a doua am lăsat mașina la Sânzien, la Gabor Tamaș. Îi spun Gabi, mi-e mai comod să spun. Băi, vreau să vă zic că omul este extraordinar. De, wow, abia aștept să mă văd astăzi iar cu el, pentru că mergem până la Verete Park să luăm niște piese. Nu este niciun fel de rușine, nu mă ascund că nu sunt fițos. Ideea e că eu am plecat din Sânzien spre Miercurea Ciuc, pentru că magazinul Verete Park se află în Miercurea Ciuc și deschide la ora 9 dimineața. Cum am plecat eu pe seara de acolo, am ajuns în Miercurea Ciuc, m-am plimbat pe aici, am mâncat ceva, m-am pus puțin în mașină să scar filmările, m-au luat un somn, am zis, ce mai ca o hotel, m-am întins frumos aici în Skoda în break, m-am trezit, îi dăm spre o benzinărie să luăm o cafea, cred că mă mai opresc sau nu, că mă duc glonț și mergem direct la Verete Park să luăm piesele și apoi mergem către E34 din nou, să-i facem patii, dăm astăzi prima chii. Uitați ce vreme e la oamenii ăștia aici, este super peisajul ăsta, eu mor după ceața asta așa, care parcă ia în brațe pădurea. Wow, e frumos. Am fost și la Verete Park, am acolo facturile cu toate alea. Nu este niciun fel de promovare, dar vreau să vă zic că oamenii chiar sunt super. Gabi a plecat să-mi cumpere două switch-uri, unul pentru lounge și unul pentru... Nu mai știu pentru ce da s-a dus să le cumpere, asta este important. Sunt aici cu vaselina, cu compresorul meu de AC. Ah, da, era cred că de la compresorul de AC ca să îl pun la buton, știi? Băgăm niște vaselină și să montăm injectoarele, punem rampa. Cred că este legat M-ul. Vedem acum, s-ar putea să avem prima cheie în foarte scurt timp. N-are ce de ce emoții am cum sunt. Sau și o motorul ăsta că merge. Uite și cocoșul ăla vrea să-l audă. Am montat rampa, am pus injectoarele, s-a făcut aici nebunie mare, rău de tot. Gabi încă plecat, aștept să se întoarcă. Vedem, mă, cum merg, vedem pentru ce am stat nopțile treaz, 3 săptămâni, 4 luni. Când ai bastat, bă, dacă a meritat, bine, chiar dacă se întâmplă ceva, doamne ferește, bă, a meritat pentru că m-a făcut fericit. Am întâlnit oameni mișto. Am prins și eu un pic de vreme bună aici la târgul Secuiesc, dar să stic faza lungă că vine un domn din față, deci efectiv nu văd drumul, mai bine lol, pe cameră îl văd impecabil în față, dacă mă uit nu vezi nimic, deci efectiv pe cameră se vede drumul, dar dacă ați fi în locul meu la volan, nu ați vedea nimic. Ce înseamnă, băi, camera de la Sony, băi, abia aștept ziua de mâine, pentru că ziua de mâine o să facem harta de stradă pentru E34, iar probabil luni, pentru că duminica nu se lucrează, vom merge în Miercurea Ciuc la Dino pentru a face și harta Haos, a doua hartă de, nu știu, tot o face, 500, apar n-am, sperăm. N-o să vă mint, a fost o tură fără cameră ca să văd dacă mașina are frâne, să nu facem rătâmpenie ca să fim cât de cât safe. Sunt mega entuziasmat de mașină în momentul de față, este ceva, prima tură a fost la 01 sau 02 boost, am înțeles, suntem aici cu calculatorul. Suntem efectiv ca în filmele alea. Și hai să vă arăt un pic ce știe să fac. Dar nu pot tare că stă rodaj. Nu, este un vis devenit realitate. Fac câteva probe și oricum revenim tare cu mașina asta. Check. Chiar acum am ajuns la cazare la ora 2, sunt în Miercurea Ciuc, am venit cu mașina de la Sânzien, de la Gabi. Hai să vă arăt cazarea, nu, să vedeți și voi, de ce aici este intralat. Deci suntem singuri pentru că am plecat la drumul ăsta singur, tot disparat acolo frumos. E o cameră la 160 de lei pe noapte, la pensiunea Julius. Și hai să vedem și baia, că asta mă interesează. Avem cabină, mi-e plăcut cu cadă, dar merge să facem un duș fresh pentru că se cam cere. Bă, curat, 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 am înțeles că are 4 stele, 160 de lei pe noapte, bombă, sincer, bombă. Un pat cam mic, dar hai să vedem măcar cum este, nu?
Mamă, bun, după două nopți dormite prin mașini, prin haos, dormite câteva ore. Ne-am auzit mâine de dimineață, pentru că mi-am făcut băieți de noi pe aici, prin Miercuraciu, niște băieți, niște fete extraordinar. Sper să nu-i terorizez pe oamenii ăștia, că mi-e pe 34 aici. Băi, mi-e aiurea să las peste drum, am înțeles că orașul e foarte sigur, că toată mi-a zis că n-ai probleme cu nimeni la noi, la aici, ușa deschisă la mașini. Nu cred că, pentru că eram într-o seară și au încercat niște oameni colorați să intre peste mine mașină. De ciudat, dar, na. Am ajuns la 34. Sper! A few minutes later. Ca de obicei, nu puteau să meargă toate lucrurile foarte bine și am mai plătit cu plutonul de benzină ăsta, care cred că am uitat să-l schimb sau nu mi-a dat atunci idee prin cap că ar fi mort și vine aici și alimentează rampa. S-a dus, am încercat să-l strâng, nu are nicio treabă, oricum e prea gros, nu știu. Și m-am dus repede până în Dedeman și l-am luat pe ăsta. Până mâine să sui mașina pe platformă, cred că merge. Poți să scoți de la VRT parte și furtună de combustibil, frate, ca lumea, că nu se poate așa, nu poți să mergi cu mașina asta, mai ales aici în față unde este și Westgate-ul, fie așa, deci chiar am fost, bine că am avut inițiativa de a lăsa mașina foarte mult pornită, de a mai tura, de a mai plimba-o prin benzinărie, pe aici un pic, bam, mai puțin faza cu benzinăria, că, na, înțelegeți, păi, am mai cedat câte ceva la iară, m-am început să meargă și asta e ok, că dacă se întâmpla asta, la Dino, și pleznea ăla, uitați, sunt destul de multă benzină pe jos, și atunci bubuia și Westgate-ul. A venit și ziua cea mare, ziua mult așteptată, Skoda ne-a ajutat. Să suntem la băieții de la VRT Park și să urmeze să facem dyno-ul la mașină, să o setăm pe dyno și facem toate lucrurile. Hai să descărcăm de pe platformă și să vedem dacă a meritat munca asta, dacă ține, dacă nu ține, dacă nu știu eu. Chiar am super multe emoții, pentru că dați seama, sunt multă muncă în spate și aș vrea să fie tot ok dacă se poate, te rog, Doamne ajută-mă! Jur, nu mă așteptam, motorul ăsta de atâția ani de zile, efectiv, a făcut primul ran la 0.6, a făcut 374 de cai cu aproape 500 de newton și în al doilea ran, după ce a reglat mai bine softul, tot la 0.6 bar, a făcut 404 cai cu 570 de newton, face 6.500 de ture, spre 7.000. Cea mai fericită zi din viața mea, jur, chiar îmi vine să plâng, jur. O să mai am o surpriză pentru voi, pentru că am vorbit la VRT Parts și chiar o să vreau să lucrez de acum încolo cu ei și să merg mai departe și o să vă fac roșii de un cod de reducere, să vă luați piese de la ei. Mă rog, mai am încă o emoție foarte mare, lăsați acum în comentarii și spuneți-mi cât credeți că o să scoată la aproape un bar. Deci nu mai pot, nu mai am nici putere să plâng, nici putere să fac nimic. 533 de cai, 740 un pic de litru metri, vă pun harta dyno acum aici. Congrats, M30 B35, felicitări, ești un erou adevărat, ești un strun nenorocit. Avem și flotări, avem și de toate. Că e un vis și încă visez, dar aș vrea să mă trezesc din visul ăsta, că e super. Deci asta este melodie, să te culci, dormi, deci dă-mi cât de frumos, m-aș culca, dar acum am o mașină dacă vreau să mă culc.
Doamne, cât de frumos se aude, doamne, doamne, doamne. Ce să mai zic, că au stat băieții să mă știi să pun și două de-astea la ca foto, că poate filmez mine reacții cu niște băieți, niște fete de din zonă. Și am pus așa, pentru că doar asta au posturile, am pus în diagonală și acum nu se mai ridică și știu că măcar sigur nu vine peste mine mastodontul ăsta de capotă. Am vrut și eu să cinstesc un băiat, că m-a ajutat, că n-a stat în programul lui, că m-a ajutat omul. Băi, bine, băi, trebuie să mă rog de ei, mă, de un vor oamenii, sunt extraordinari. De... Bă, îmi face atât de mare plăcere când dau de oameni de genul ăsta și mai ales când pot să ajung să lucrez și împreună cu ei. Wow, wow, wow. Deci ne vedem în următoarea zi când o să dăm o tură cu ea și să luăm o reacție. Eu am plecat spre București, am făcut pană cu platforma E34, nu mai este în spate, undeva la Sfântul Gheorghe. Am lăsat de 34 de pe platforma, am decuplat platforma, m-am dus în locuiesc să cumpăr o cheie ca să dau roata jos, că n-aveam la mine cheie de 19. Și ghiciți ce, guys, s-a rupt cheia din locuiel, ultima cheie din locuiel, ultimul chit de pană, nu mai sunt. Deci s-au dat toate înaintea mea. Am sunat la ăștia cu organizare mobilă, roată pe 13, nu au, pentru că au dat-o fix înainte să sun eu. Până la urmă am reușit să vedem, sper să rezolv ceva, să ajung și eu acasă. Este o aventură cinste, pot spune. Chiar ne plimbăm, adică aveam nevoie și de experiențe de genul ăsta, sincer. Nu sunt supărat, nu sunt absolut nimic, chiar mă distrez. Adică e o aventură, adică și dacă n-aș găsi în Brașov, aia s-au cheltuit niște bani acum pe niște chei și un drum până la Brașov și până la Sfântul Gheorghe și ulterior mâine dimineață o să mă duc la o vulcanizare cu Sfântul Gheorghe și probabil chiar o să găsesc o roată sau rămân în Brașov și mă duc după la platformă. Doar că e un pic cam nasol pentru că platforma stă pe un cric care cred că eu când mă voi întoarce platforma o să fie căzută de pe cric și o să fie iar o distracție. Va trebui să ridic probabil un fier de 200. A doua zi, că am fost aseară în Brașov și n-am găsit nimic deschis, a fost acolo un super băiat la vulcanizare, m-a ajutat, a încercat să peticească, n-a vrut să-mi ia bani, adică niște oameni, un om care avea 17 ore de muncă, guys, și n-a vrut să-mi ia bani. Adică omul lucra de 17 ore, era la programul de muncă, la o vulcanizare non-stop și a vrut să mă ajute și a zis, bă, n-am mers, nu-ți iau niciun fel de bănuț. Extraordinar oamenii din zona asta, sincer, n-am ce să mai zic, acum sper să fie ok roata asta, adică asta e ok, că am luat-o, am dat 300 de lei pe un cauciuc SH de platformă. Sunt curios cât mă duce și cum tatu și cu drumul, cred că mă duc de bandă semi-slick pe 17. Și acum ar fi chiar ghinionul ghinioanelor să continue vlogul ăsta, să facă pană pe cealaltă. Doamne, ce drum! Da? Bă, ne bucurăm și mergem înainte și zâmbim. Sfârșit am reușit, ne-am întors la Sfântul Gheorghe, am ajuns destul de repede, puf, și m-am bâlbuit. O pornesc să încingă puțin uleiul, să pot să autorez să fie ok, foc cu platformă și dăm spre București, prima oară când vreau să ajung și să mai zic, să nu mai zic, cumva suntem în drum spre casă, mai avem doar 30 de kilometri până când ajungem în București, vom merge la garaj, pentru că Adi, profesorul, the teacher, vrea să vadă 34 porniți să-l audă, că m-a zăpăcit, mi-a zis, doamne, vreau să-l aud, este proiectul nostru, până la urmă este omul care m-a ajutat și care m-a susținut în toate nebunile pe care le-am avut și care m-a ajutat enorm de mult și mi-a făcut cunoștință cu oamenii pe care i-am întâlnit în vlogul de astăzi, pe care voi îl vedeți, dar vlogul de astăzi, de fapt, vlogul de astăzi a durat de joi până miercuri, cred, adică încă nu am pus stop rec, deci mai avem de filmat. A fost un vlog destul de complex, n-am pus să filmez foarte multe chestii, pare rău, dar promit că o să revin cu ceva mișto, adică o să vină o reacție a unor oameni din mașina asta, vă dați seama. Mașina asta e făcută să ia reacții, căci am mai pornit așa prin peisterii, că mi-e drag de ea și toată lumea se uita și îmi place că nu se uită cu scârbă. Asta îmi place. Fără, vedem. Ajung în București și vedem dacă o să uite oamenii cu scârbă sau nu. Știu că mă înjurează, am răcit foarte rău între timp, dar nu puteam să las mașina nevopsită. Și tot pe vlogul ăsta o să vopsim și mașinuța. A venit aici fratele meu Broască să mă ajute. Deci facultate de programare, poliție, tot ce vreți voi aici, dar ajungem vopsitori, efectiv. Vă las chiar acum să ghiciți în comentarii ce culoare am vopsit mașina. Nu mai pot, o să vreau să închid vlogul ăsta chiar acum, pentru că nu mai am putere, deci nu mai pot, guys. Efectiv am reușit foarte rău, sunt cam bolnăvicios, cam de pe la jumătatea aventurii pe la Miercuri Crăciun, că am făcut și o iritație, o urticare destul de urâtă, ceva m-am atins de urzică, nu știu exact, sau am făcut o alergie. Am înțeles că poate să fie și pe fond nervos, pe stres, pe etc. M-am stresat foarte mult cu mașina, aproape, pot să mă uit la ea și să zic,
ce devine nici o mașină, să... Ok. Să nu ce fac noi, să o mașină vopsită? Pentru așa ceva, să fie o mașină de stradă sau să fie o mașină pentru show-uri. Este o mașină făcută să fie puternică și să te bucuri de ea. Deci tocmai de aia sunt destul de multe imperfecțiuni în vopsea. O să încerc să mă remediez din lac. O să vină un lac special pe ea, o să fie un lac făcut custom și sper să fie cât mai frumoasă. Capota nu am ales să o fac pentru că, din păcate, nu o să putem să ne jucăm foarte mult cu evacuarea asta prin capotă. Da, o să vreau să fac un vlog cu reacții ale vlogărilor și după ne mutăm cu ea în spate. Poate, dacă chiar apuc să fac vlogul, dar nu cred că apuc, pentru că aș vrea să fiu prezent pe 12-13 octombrie la Arad cu ea la ultima etapă de la Drag Racing. Nu să fac vreo performanță sau ceva, pur și simplu doar să îmi trăiesc visul și bucuria de a fi în combinezon la volanul unui BMW Old School Turbo. Sunt foarte fericit. Ne auzim și like, share, subscribe, ce vreți voi. Vă mulțumesc mult de tot că sunteți aici, dar am nevoie de puțin repaus acum.